În legătură cu Ion Iliescu mai avem o temă interesantă și la zi de data asta. E vorba de reorganizarea administrativă a României și în legătură cu asta Ion Iliescu făcea o declarație cel puțin ciudată în urmă cu câteva zile și anume o comparație cu ceea ce s-a întâmplat în 68 și spunea Ion Iliescu, au fost atunci 3 ani de dezbateri pe marginea acestei teme, adică reorganizarea administrativă. Ce s-a întâmplat în 68 sau cum s-au întâmplat Hai lucrurile? Să luăm puțin istoric să vedem ce era Ion Iliescu în 1968. Ca să plecăm cu biografia personajului, un mare filozof german spunea că problema istoriei e istoria problemei. Deci să luăm puțin istoria problemei, să o demontăm un pic. Ion Iliescu, în 1968, era ministrul tineretului, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și prim secretar, adică funcția era ipso facto, ca prim secretar al CC, al UTC, el era ministrul tineretului. Așa s-a recompus UTC-ul sub Ceaușescu după 1965. Funcția de ministru al tineretului, cred că apare în 67, dacă nu mă înșel. Până atunci nu exista funcția de ministru al tineretului. Ion Iliescu făcea parte din structurile de vârf, încă nu decizional, dar a participat la toate ședințele importante în 1968. În mitologia național-stalinistă din România, anul 68 este reprezentat ca vârful sau momentul culminant al reformelor, comunismul reformator al lui Ceaușescu, care era așa un fel de Dubčeka la rumeni, era un Imre Noi, cum a fost liderul mișcării din 56, revoluției din 56. Nu! Ion Iliescu în 1968 era un aparatic extrem de obedient și avem toate datele în momentul de față apărute pe baza documentelor comisiei noastre. Istoricul Adrian Cioflâncă a publicat aceste lucruri, a participat direct la represiuni manifestațiilor studențești din decembrie 1968. În 1968, de fapt, comunismul românesc își reconstituie baza de putere și parte din, să ținem minte, 65, Ceaușescu vine la putere, moare deja în martie 65, Congresul 9 iulie 65, 66 decretul privind avortul, e important pentru că departe de a fi o țară care se liberalizează, este clar că se aplică măsuri draconice pe anumite, în politica demografică de pildă. 67 e mai puțin important, 68 e un an cheie, Ceaușescu începe cu reabilitarea lui Pătrășcanu și cu, mă rog, pretinsa destalinizare sau pretinsa primăvară de la București. Iliescu participă intens în aceste chestiuni. Ceaușescu restructurează, că el avea mania să restructureze tot ce moștenise de la Gheorghe Iudej. Se schimbă numele țării, cum se știe, din repere în Republica Socialistă România, partidul nu mai e PMR, devine Partidul Comunist Român, etc. Deci eu, în acel moment Ceaușescu face și această reorganizare administrativă și de la 15, parcă erau regiuni în momentul respectiv, se trece cu raioanele, care era într-adevăr modelul sovietic. Deci era modelul de oblast, cum se spune în rusește, și raion e chiar cuvânt rusesc, deci era de Raicom, Comitet Raional în rusește. Deci până și numele era de origine rusească, măcar regiunea era românesc. Se schimbă, se ajunge, și care înseamnă, de fapt s-a spus atunci, că este democratizarea structurilor interne de partid. Dar ce s-a întâmplat cu regiunea autonomă maghiară? Asta se mai devreme. În 56, deci regiunea autonomă maghiară este partea unui proiect sovietic. Atunci era, pe cele trei județe, Harghita, Covasna, Mureș. Exact. Și li s-a dat în regiunea autonomă maghiară și institut medical în limba maghiară. Nu știu dacă ce model de autonomie era? Până unde mergea autonomia modelul asta? Era Nagorno-Karabakh. Modelul era, nu lăsăm Kosovo o secundă parte, era Nagorno-Karabakh. Deci, cum sunt și în momentul de față în Federația Rusă încă, regiunea Tatarstanul, de pildă, care este o regiune autonomă a tătarilor, modelul era și mergea înapoi la Lenin, structura erau republice, republice erau regiuni și în regiune apăreau așa numitele regiuni autonome. În rândul maghiarilor din România a existat, sau relația maghiarilor din România a avut un protector special care a fost Petru Groza. Din rațiuni care nu o să intrăm în toate detaliile, Petru Groza avea un fel de intrare specială la Stalin, iar la Petru Groza o serie de militanți importanți ai Madosului, care era Uniunea Democrată Maghiară din România, avea o trecere specială, Groza vorbea foarte bine limba maghiară și parte a lobby-ului făcut de Groza în 44,
44-45, după ce devine premier, la Stalin, ca întreaga Transilvanie să fie dată României, nu erau deloc clare lucrurile. Putea foarte bine ca trei regiuni din nordul țării să ajungă Racoșii, care era șeful Partidului Comunist Maghiar, presa extraordinar în această direcție. Groza fiind, să profitând de această slăbiciune a lui Stalin, care nu era doar pentru Groza, se spunea de regele Mihai că era regele favorit al lui Stalin. În sensul că era singurul rege cu care el avea, nu știu dacă s-au întâlnit, aveau să spun în orice caz că exista o anumită simpatie, să spunem, legat de actul de la 23 august, bănuiesc. Bun. Regiunea autonomă maghiară începe, dacă nu mă șeriu, în 52. 52, dacă, a, așa, în conducerea partidului, pe lângă faptul că Groza era unul care susținea, existau importante figuri ale comuniștilor maghiari care au presat în această direcție. Până în 52, Vasile Luca, Luca Laszlo, pe numele său real, și după 52, foarte influent, Mogyoros și Sándor, devenit Alexandru Mogyoros, că aud lumea încă mai spune piața Mogyoros, parcul Mogyoros și așa mai departe, care presau în aceea. Exista în structura de conducere a partidului un puternic lobby de comuniști maghiari. Noi nu intrăm în detalii, dar erau foarte puternici. Ministrul apărării, Leontin Sălăjan, care era de origine maghiară, Szilagyi pe numele lui, real sau originar, sau cum vrem să-i spunem. Deci exista această presiune, plus că se considera că există mai mult sprijin pentru regim, din rațiuni pe care le putem discuta separat, în rândul populației maghiare. Deci partidul în prima fază are, într-adevăr, o, hai să o numim, supra-reprezentare din rândul minorităților, tot timpul a avut o ilegalitate, după ilegalitate există o puternică bază maghiară. Ei, în 1956, și aici e punctul cheie că trebuie să privim anul 56, neliniștea, cum să numim noi, fermentul din perioada respectivă se exercită sub impactul Revoluției Maghiare în două locuri, Timișoara, unde este transetnic, dacă ne uităm la numele celor arestați la Timișoara, veți vedea că sunt unguri, sunt sârbi, sunt germani, sunt români, ordinea n-are importanță, și Clujul. La Cluj încep să se formeze asociații independente ale studenților. Și iar ajung la amicul nostru de care vorbeam mai devreme, la domnul Iliescu. Domnul Iliescu, în 1956, era de acum președintele, era pe la Praga, reprezentantul studenților din România la Uniunea Internațională Studenților, front sovietic, și numai mie mi-a spus în cartea de dialoguri că era reprezentat la organizație independentă de la Praga, când țin minte că m-a văzut râzând și zicea, făcea așa, adică am spus, mă luați de prost, adică știu ce e cu organizațiile astea de la Praga, Budapesta. Bun, și revine în țară și devine președintele Uniunii Asociației Studenților din România. Participă la represiunile din acea perioadă. Deci conducerea începe să se gândească dacă nu e cazul să se renunțe la acest posibil focar de neliniște politică din regiunea autonomă maghiară și anumite facultăți din Cluj. Să ne amintim că în 59, dacă nu mă înșel, Nicolae Ceaușescu, membru al biroului politic, secretar al CG al PMR, pleacă la Cluj și el prezidează unificarea celor două universități din Cluj. Deci omogenizarea începe mai devreme, nu începe cu regiunile. Cât privește declarația domnului Iliescu că acest lucru a fost precedat de o largă dezbatere națională, acum, nu eram eu foarte matur politic, dar aveam 16-17 ani. Sincer vorbind, să nu ne ia de proști. Nu a avut loc nicio dezbatere. A fost la fel de multă dezbatere națională pe acest subiect, cât și pe problema avorturilor. Domnul Iliescu spunea așa, dădea exemplu dezbaterilor din 68 și spunea: în fosta regiune Cluj, fostul raion Hoedin, se dorea să treacă în județul Sălaj, au protestat oamenii. Până la urmă s-a corectat. Vedeți toată această, ca să-mi amintesc o frază celebră din Cum am devenit huligan, al lui Mihail Sebastian, spunea: marșurile, odele și simbolurile vagi sunt materia prima oricărei dictaturi. Simboluri vagi, se dorea. Au protestat oamenii, care oameni, sub ce formă, de ce, știe domnul Iliescu, se discuta acest lucru în comitetul executiv, nu avem nicio problemă, nu. A fost o decizie de sus, comunismul românesc a fost un comunism ultracentralizat, ierarhic, vertical, militarist, și nici vorbă ca propunerea să fi fost, cum zice Iliescu în momentul de față, că ar fi venit de jos în sus, de fapt totul a venit de sus în jos pentru întărirea controlului. Dar mișcări sociale sau proteste în comunități maghiare au existat, pentru că în mod clar oamenilor nu le convenea. Au fost memorandumuri, din cât știu eu. Hai să-l
poate ar fi bine să fie o discuție pe acest gen, o să fie aici la sfârșitul lunii, că avem ședința Consiliului nostru științific, profesorul Levente Șala de la Cluj, grupul lui a scris capitolul despre minoritatea maghiară în cadrul raportului final, au studiat că atunci s-au deblocat arhivele naționale și mi-le amintesc că făceau la nesfârșit fotografii, că era prima oară că puteau intra la aceste lucruri. Eu cred că el poate să dea și cești în proteste, au fost puternice la unificarea forțată a celor două universități din Cluj. Și repet, nu am nicio miză personală, nu sunt de origine maghiară, nu este subiectul în care aș avea eu o investiție sentimentală, dar am fost impresionat. Rectorul, și am auzit la un moment dat, mă voi ierta că intru într-o chestie care nu era pregătită pentru dezbaterea noastră, cred că o va amuza și pe ascultători, rectorul Universității din Cluj în 1959, când a fost impusă forțat unificarea Universității Boiai cu Universitatea Babeș, acțiune de partid, care sigur, poate că unii intelectuali români vor fi apreciat, nu cred că cei de orientare foarte pluralistă, că mă era normal să aibă, de ce n-ar avea maghiari universitatea lor, eu nu văd o problemă. Bun, rectorul universității s-a bedit, dacă nu mă înțeleg, s-a aruncat pe geam. Deci așa, s-au fost sinucideri în conducerea Universității Maghiare. Unde leg de chestiunea asta? Am citit un articol al vechiului meu prieten, domnul Andrei Marca, care spunea că în România de față, el o spune cu deplină responsabilitate, România s-a fascizat și că trăim într-o dictatură de tip fascist. Și atunci pun și eu această întrebare, dacă simte aceste lucruri, poate că a sosit momentul ca domnul Marga să imite gestul rectorului de la Cluj din 1959. Dacă lucrurile sunt într-adevăr atât de grave și simți că tot ce ai sperat tu democratic se duce pe apa sâmbetei, faci gestul disperat al predecesorului tău, glumesc, evident. Discuțiile legate de regionalizare în zona asta pe care a spomenit-o adineaori, USL liberal PSD, mai are o componentă de discurs și anume în clipa asta, spun ei, România se destramă și concesiile făcute celor de la ODMR riscă să devină prea mari. Nu vreau să intru în detalii, că nu am, și diavolul uneori în detalii sau foarte des în detalii și nu am suficiente informații, dar eu această retorică a pericolului destrămării României îmi sună ceva de extrem de deja vu. Eram în 1990, februarie 1990, am venit prima oară în țară după 1981, câți ani? Mulți, 9 ani. Și am mers, a fost prima întâlnire avută cu Ion Iliescu, am mers împreună cu prietenul meu, Dorin Tudoran, era acolo și Aurel Dragoș Munteanu, pe coridor l-am văzut pe Virgil Măgureanu, care oficial n-avea nicio funcție, suntem la sfârșitul lui februarie. Să ținem minte că SRI-ul s-a înființat la mijlocul lunii martie. Și în fața biroului domnului Iliescu era la pedalul Mitropoliei, nu la lângă Patriarhie, la vechiul Parlament. Acolo ne-a primit 10 minute. În fața biroului lui Iliescu era de acum o delegație a Uniunii Vatra Românească. Și în discuția cu domnul Iliescu mi-am amintesc absolut perfect această chestie și oricând dacă îl intervievați pe Dorin Tudoran, cred că și el își amintește, m-ar mira să nu își amintească, domnul Iliescu ne-a vorbit despre exact pericolul destrămării României. Ce e interesant este că el vorbea despre acest pericol al destrămării cam cu vreo două săptămâni înainte de incidentele de la Târgu Mureș, exact, care au devenit pretextul înființării SRI, adică aceste lucruri sunt legate între ele. La sfârșit, era o delegație de foarte vânjoși și foarte nervoși, care conversau cu domnul Măgureanu, în fața intrării noi ne-am dus acolo și Iliescu le-a ținut un discurs despre Robert, țin minte că pronunța tot timpul Badinter, Badinter, era vorba de ministrul justiției francez. Bun. Robert Badinter. Da, acum, opinia dumneavoastră, domnule profesor, în legătură cu propunerile de regionalizare, care e? Avem două, să zicem, propuneri care se bat cap în cap în clipa asta, chiar în interiorul coaliției. Propunerea lansată de PDL cu 8 regiuni mari, propunerea ODMR, 16 regiuni și recunoașterea ținutului secuiesc. Adică cei de la ODMR spun, natural e ca Harghita, Covasna, Mureș să meargă împreună într-o regiune separată. Știm că PDL nu dorește asta și înglobează cele trei județe într-o regiune mai mare cu încă trei județe românești. Am avut și o reacție a vicepremierului ungar, aflat în aceste zile în România, o reacție destul de puternică, critică. Spunea vicepremierul maghiar că harta
regionalizării sau reîmpărțirii administrative propuse de PDL e inacceptabilă, deoarece modifică harta etnică. Eu am serioase probleme cu diminuarea importanței hartei politice, sau hărții, nu știu mai zice, corect că voi fi criticat acum că am greșit. Așa, primul rând cred că e vorba de harta politică, economică și istorică a unei țări. Harta etnică este extrem de importantă, dar odată ce este fetișizată și este transformată în argument politic, riscurile sunt mari. Deci, mie mi se pare că, în primul rând, conversația democratică românească trebuie să fie punctul unde se decide acest lucru. Domnii din gruparea, din partidul Fidesz și așa mai departe, au propriile lor interese electorale, pentru că sunt mereu criticați de la dreapta, pe care sigur că i-au avut un rol important în a o crea, după care au creat un, și-au dat seama că e vorba de un Frankenstein local, mă refer la Iobbik și ce s-a petrece acolo, și ei sunt, de fapt, puțin speriați, vin de la Budapesta și am stat de vorbit cu persoane apropiate de conducerea Fidesz. Deci harta etnică am văzut-o în diverse conferințe în anii războiilor de secesiune din fosta Iugoslavie, utilizată la conferințe științifice și transformată în obiect de dispută, care făcea ca la conferințe științifice, amintesc odată în Phoenix, Arizona, când am trezit cu poliția venind acolo, că se băteau unii pe aceste hărți etnice. Deci ele trebuie cunoscute și sigur trebuie cartografia asta este foarte importantă, dar argumentul fundamental e dialogul politic. Deci nu vreau să în detalii tehnice, chiar nu le cunosc și aș improviza și nu vreau să fiu acuzat de așa ceva. Cred sincer însă că dezbaterea trebuie să fie o dezbatere în această țară, care e țară suverană, membra Uniunii Europene, suveranitatea politică n-a dispărut, e suveranitatea poporului român obținută prin Revoluția din decembrie 1989, confiscată de comuniști, popor român în care include evident și cetățenii de origine maghiară. Da, ca principiu, și aici eu încă nu sunt lămurit și vă mărturisesc că n-am o opțiune clară, când vorbești de reorganizarea administrativă, e bine să ții cont de harta asta etnică sau nu? Pentru că asculți argumentele maghiarilor și tind să le dai dreptate. Noi vorbim aceeași limbă, suntem majoritari, avem propriile noastre ritmuri administrative și obiceiuri și tradiții administrative. Nu vrem să ne amestecăm cu ceilalți. Ceilalți care spun, bun, nu e de acceptat o hartă etnică în împărțirea administrativă, pentru că asta deschide precedente periculoase și ați vorbit despre ele. Dar eu nu cred. Cine are dreptate aici în discuția asta? Păi cum se întâmplă întotdeauna, adevărul undeva la mijloc. Sau există o parte de adevăr și la unii și la alții. Că există cutume, tradiții, aspirații ale maghiarilor din România care trebuie respectate, asta e pentru mine un sine qua non, e punct de plecare în discuție. Și cine nu recunoaște, eu nu pot să am dialog. Deci asta este un punct. Că a existat în ultima fază, în special în ultima fază a regimului Ceaușescu, o discriminare a populației maghiare din România, iarăși este un fapt pe care, din păcate, majoritatea românească îl cunoaște prea puțin. Nu e, astea nu sunt invenții, nu sunt falsificări, sunt lucruri absolut demonstrabile. Că oficial comuniștii români au înființat o organizație fantomă numită Consiliul Oamenilor Mucii de Naționalitate Maghiară, condusă de tovarășul Mihai Ghere sau cine mai era pe acolo, este și asta. Că au existat concesii care iarăși nu trebuie complet uitate, pentru că totuși aici, foarte aproape de unde ne aflăm, deci era pe ce stradă, Zalomit parcă, lângă Brezoianu, așa dacă nu mă înșel, era Casa de Cultură Maghiară Petőfi Sándor, care era pentru, totuși pentru maghiar, pe noi eram români și eram fericiți să mergem, că era clubul de jazz ținut de Peter Bani aici și așa mai departe. Deci astea nu sunt povești, le-am trăit, deci exista o formă undeva și editura Criterion publica niște cărți care erau, dacă puteai să le citești, mai puțin cenzurate decât cărțile pe care le apăreau românește. Nu spun că asta era o formă, dacă vrei, de discriminare pozitivă. Exista o discriminare negativă. Eu, sincer, însă, cred că tot așa cum în Franța, ca să luăm, sau în Italia, unde există Sardinia, limba din Sardinia e foarte diferită de limba italiană, o respectăm, există, sau chiar catalanii. Deci, într-un stat modern, membru al Uniunii Europene, le recunoști anumite drepturi,
drepturile, nu, drepturile umane, drepturile politice, însă principiul unității statale, sau dacă vrei, hai să-mi spun unității statale, coerenței statale. Deci e vorba de cum funcționează un stat din punct de vedere coerent. Nu poți să ai la un moment dat o unitate într-un stat coerent care are complet alte reguli și alte cutume, fără să riști să faci disfuncțional întregul sistem. Discutăm și de o carte, o ultimă carte nouă, lansată recent. Câteva cuvinte despre ea? Ok. De fapt, dar avem aici două cărți, deci am mai scris. Este cartea cu Mircea Mihăiești, care reunește patru cărți anterioare plus una nouă și a ajuns la volumul cu care vrei să... Ați vorbit mult în cartea asta, ca să zic așa. Da, da, vorbim 16 ani, 16 ani, da, ia strângele, dacă mai le adunăm tot ce vorbim noi aici, în final tot scoatem ceva de genul ăsta. Și a doua este o lucrare de filozofie politică în colecția Despre, de la editura Humanitas. Prima este la editura Curtea Veche. Se cheamă Despre comunism, destinul religii politice, care este o combinație de analiza comunismului în texte academice cu destul de multă memorialistică. Câteva din texte, și ca să o spun pentru cititorii și pentru ascultătorii de pe Hot News Contributors, și într-una și în alta sunt texte apărute în Contributors, și indicăm acest lucru. N-am urmat însă exemplul celor care stau de vorbă, probabil că ar fi trebuit și eu să introduc aici reacțiile cititorilor. Sau cele mai interesante reacții, pentru că am văzut în textele tale de pe Contributors de multe ori contribuții ale cititorilor extrem de interesante. Cititorul care intri în dialog frecvent, amintim. Și cu transformarea, de bine, ca să dau cazul unui vechi prieten, dar pe care nu mai aveam relații de zeci de ani, decât poate felicitări de anul nou. Răzvan Lalu, care a devenit el însuși o voce importantă pe Contributors, că acum de fapt am București. Apropo, de ce crezi că dialogul cu cititorii la un moment dat n-ar putea el însuși, dialogurile tale cu cititorii pe Contributors, pe alte forumuri, pe propriul tău blog, n-ar putea deveni ele însele, aceste dialoguri, conținut de carte? Ba, cred că ar putea să devină. Mihai Neamț îmi spunea de ce nu facem această chestiune. V-aș spune, mai e ceva foarte interesant și surprinzător pentru mine. Scriu la un ziar, o dată pe săptămână, un comentariu, de obicei mai teoretic decât ce apare acolo, și a trebuit să rog conducerea ziarului să suspende comentariile. Pentru că ceea ce se petrecea în acele comentarii era, de fapt, o formă de intimidare, nu știu de către cine, sau știu de către cine, sau pot bănui, mai exact spus, de către cine, a comentariilor normale, inteligente, critice eventual la adresa ceea ce spun, cum poate din ce am spus acum o să găsim destui care o să aibă altă părere, it's ok, nu e nicio problemă. Dar în momentul când, bun, ce era acolo, începea să semene foarte mult cu ce apare în alte ex-publicații, ca să zic astfel. Interesant, urmăresc acest lucru și chiar l-am întrebat la un moment dat pe Lucian Popescu și mai devreme pe Teotița, băi, zic, voi faceți înainte o curățenie? Că, nu știu, de ce nu apar toți aceia, ca să mă exprim blând? Nu, ce curezi tu, noi te lăsăm pe tine. Tu, dacă vrei, spui că e ok, dacă nu vrei să răspunzi. Și principiul meu, până când nu am ajuns la întrebări, într-un caz sau două, când mi-am dat seama că fie am de-a face cu comportament obsesional și la un moment dat te saturi de comportament obsesional, de persoane care au una și bună, că Pacepa a fost trădător și că eu îl apăr pe Pacepa, asta era fixația lor, aia ar fi altă temă, să discutăm despre Pacepa, Larry Watts și alte chestiuni de acest gen, dar nu mai avem timp acum. În rest, cred că am lăsat absolut orice comentariu, adică nu, dacă nu e injurios, dacă nu e insultător, dacă nu e ad hominem de o manieră insuportabilă, why not?